Vă salut, prieteni, vă spun bun găsit! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă mulțumesc că sunteți alături de mine și astăzi. În minutele următoare vom vedea împreună câteva profeții șocante despre prezent ale unui sârb pe nume Mitar Tarabik, care a prevăzut și faptul că Donald Trump va fi președintele Statelor Unite ale Americii până la moarte. V-am făcut curioși? Haideți să vedem despre ce este vorba. Greu încercați de istorie, Balcanii ne-au surprins de-a lungul timpului și prin profeții și profețiile care s-au revelat în aceste locuri. Să ne reamintim de misticul croat Ruger Boscovici sau de Vanga Dimitrova, oarba din Bulgaria. Însă aceștia nu sunt singurii clarvăzători care au uimit cu previziunile lor. Cele mai fascinante și interesante dezvăluiri despre viitor le-au făcut doi frați sârbi, săraci și analfabeți, Miloș și Mitar Tarabik, care au trăit în secolul al XIX-lea. Prorocirile lor sunt incredibil de exacte și ușor de înțeles pentru oricine. De fapt, cel care a dat lumii cele mai exacte prevestiri legate de viitorul apropiat al omenirii și de schimbarea cursului istoriei a fost Mitar Tarabik, cunoscut și ca Nostradamus sârb. Este renumit pentru profețiile sale incredibil de exacte și detaliate, care fac trimitere la evenimente istorice precum Primul Război Mondial sau regimul nazist în Germania. Acesta a trăit în Serbia de astăzi, între anii 1829-1899. Născut în satul Kremna, unde și-a petrecut de altfel întreaga viață, Mitar, o persoană extrem de religioasă, și-a încredințat gândurile și viziunile preotului Zaharia Zaharik, nașul și duhovnicul său, care le-a consemnat într-un caiet special. Documentul, atât cât a mai rămas din el după un incendiu produs în 1943, se află în prezent în posesia lui Dejan Makenkovici, strănepotul preotului. Cele mai cunoscute profeții ale lui Tarabik pe plan local vizează o serie de evenimente politice care au zguduit Serbia acelor vremuri. Printre altele, Mitar a prezis asasinarea familiei regale a Serbiei Obrenovici, dramă care s-a consumat în anul 1903, preluarea conducerii în Rusia de către un rege roșu, aluzie la Stalin, și înfrângerea Germaniei naziste de către aliați. Viziunile țăranului sârb nu s-au limitat la viitorul Serbiei, ci au vizat multe evenimente internaționale, precum ambele războaie mondiale, viitorul omenirii după războaie, apariția televizorului și a calculatorului, decăderea spirituală din zilele noastre, poluarea, călătoriile în spațiu și pe lună, dependența oamenilor de computere, telefoane mobile și mașini, distrugerea naturii, noua ordine mondială și multe altele. Rețineți faptul că Mitar Tarabik a decedat în anul 1899. Dar prezicerile sale sunt mai mult decât revelatoare. Oamenii vor plăsmui o cutie, un fel de mașinărie cu imagini mișcătoare, însă ei nu vor fi în stare să stea de vorbă cu mine, care voi fi mort pe atunci, chiar dacă această mașinărie cu poze va fi mai aproape de cealaltă lume. Cu așa mașinărie, omul va putea să vadă tot ce se întâmplă oriunde în lume, spunea bărbatul. Mitar Tarabik a făcut profeții și cu privire la perioada de după cel de-al doilea război mondial. După Marele Război, pacea va domni în lume. Multe țări noi vor apărea cu oamenii negri, albi, roșii și galbeni. Va fi formată o curte internațională, care nu le va permite țărilor să se lupte între ele. Această curte va fi deasupra tuturor regilor. Când se va stârni un război, curtea va judeca, încercând să transforme ura și măcelărirea în dragoste și pace. Norocoșii care vor trăi să vadă acele vremuri vor fi fericiți. Vor exista câteva războaie în jurul regatului lui Israel,
dar mai devreme sau mai târziu va fi pace și acolo. În aceste războaie, frații se vor lupta între ei, vor face pace, dar se vor urî pe ascuns. Toate războaiele mici vor fi stârnite de împărățiile mari, din ură și răutate. Regatul sârb va fi puternic, iubit și respectat de toți. Sârbii vor munci în toată Europa, iar lumea va fi mulțumită de ei. Oamenii vor mânca pâine albă, făcută din făină albă și bogată. Toată lumea va călări căruțe de fier, fără boi sau cai. Oamenii vor călători în ceruri. Vor fi multe fabrici, iar sârbii vor lăsa munca câmpului pentru a veni să lucreze în aceste fabrici. La început le va plăcea mult, dar își vor aduce aminte de pământurile lor și se vor întoarce acolo. Serbia o va duce cel mai bine, atâta timp cât va fi la putere omul cu ochi albaștri, călare pe cal alb, cel care va aduce în Serbia un fel de nouă religie. El va urca pe tronul nostru și va trăi o viață lungă până aproape de 100 de ani. Lui îi va plăcea mult vânătoarea și într-o zi va cădea jos de pe cal și își va pierde un picior. De la acea rană va muri, nu de bătrânețe. Istoria ne arată că, în mod simplu, dar deosebit de precis, viziunile lui Tarabic descriu viața din Iugoslavia de după 1945. Tito a venit în Serbia din Croația, împreună cu o nouă religie, comunismul. Tito a suferit de diabet, iar în timpul unei vânători a căzut într-adevăr de pe cal, s-a accidentat grav, iar medicii au fost nevoiți să-i amputeze piciorul. Din acel moment, sârbii nu au contenit să afirme îngrijorați că Iugoslavia este cu un picior în groapă. Tito a murit la 87 de ani. Clarvăzătorul prevestește și planul Marshall, materialismul și ateismul secolului 20, apariția televizorului și a calculatorului, criza petrolului și ecosoluțiile de energie alternativă, turbinele eoliene și panourile solare. Părintele meu drag, după cel de-al doilea mare război, lumea va începe să trăiască în pace și belșug. Dar toate acestea vor fi doar o mare și amară amăgire, pentru că mulți îl vor uita pe Dumnezeu și vor preamări doar omeneasca lor deșteptăciune deșartă. Și știi bine, părinte, ce este deșteptăciunea omenească față de Dumnezeu. Nici măcar o singură picătură în ocean. Oamenii vor plăzmui o cutie, un fel de mașinărie cu imagini mișcătoare, însă ei nu vor fi în stare să vorbească cu mine, care voi fi mort pe atunci, chiar dacă această mașinărie cu poze va fi mai aproape de cealaltă lume. Cu așa mașinărie, omul va putea să vadă tot ce se întâmplă oriunde în lume. Oamenii vor găuri pământul în adâncuri ca să scoată aur negru, care le va da lumină, iuțeală și putere, iar pământul va plânge că a fost secătuit. Cu toate acestea, adevărata putere se va afla pretutindeni în jurul oamenilor. Vino să mă iei, nu vezi că mă aflu aici în jurul tău? Va striga puterea, dar oamenii nu o vor auzi. Numai după multe veri, oamenii își vor aminti de marea putere și atunci își vor da seama ce proști au fost să sape mine în pământ. Această putere se află și în lăuntrul oamenilor, dar va trece multă vreme până când ei o vor descoperi și o vor folosi. Îi spunea Mitar Tarabic duhovnicului său. Iată și alte profeții uluitoare despre viitorul omenirii de data aceasta, așa cum l-a văzut Mitar Tarabic. Atunci oamenii vor fi în stare să trăiască mult fără să se cunoască pe sine. Vor fi mulți oameni învățați care vor crede că toate cărțile lor le vor da voie să știe și să facă totul. Asta va fi un mare obstacol pentru adevărata cunoaștere. Când oamenii vor ajunge la adevărata cunoaștere,
își vor da seama în ce minciună i-au dus așa zișii lor învățați. Iar când se va întâmpla asta, oamenii vor fi triști că nu și-au dat seama mai devreme, deoarece cunoașterea este atât de simplă. Sufletele oamenilor nu vor fi posedate de Satana, ci de ceva mult mai rău. Ei vor crede că vedeniile și minciunile lor sunt adevărul adevărat. În capetele lor nu va mai fi loc pentru adevăr. Oamenii vor începe să urască aerul curat și frumusețea dumnezeiască a naturii și se vor ascunde în orașe urâte cu aer otrăvitor. Nimeni nu-i va forța să aleagă asta, ci o vor face din propria voință. Va fi imposibil să-i deosebești pe bărbați de femei. Toți se vor îmbrăca la fel. Femeile vor avea pantaloni precum bărbații. Această nenorocire va veni din alte țări și va sta mult la noi. Un mire își va lua mireasa fără să fie sigur că e femeie din naștere. Se vor naște din ce în ce mai mulți copii care nu vor ști cine le sunt tații. Întreaga lume va fi potopită de o boală nemai văzută și nimeni nu va fi în stare să-i găsească leacul. Toți doctorii vor striga că ei știu, că sunt deștepți și învățați, dar nu vor fi în stare de nimic. Adevăratul leac îl vor găsi cu ajutorul lui Dumnezeu, în lăuntrul lor și peste tot în jurul lor. Oamenii vor călători în alte lumi, dar vor găsi acolo doar deșerturi fără de viață și vor gândi într-o fia lor că ei cunosc mai mult decât Domnul însuși. Oamenii vor călători în jurul stelelor și lunii, dar nu vor găsi viața la fel de frumoasă ca cea de aici. Vor găsi alte feluri de viață, dar ei nu vor fi în stare să le înțeleagă. Cu cât oamenii vor cunoaște mai multe, cu atât va fi mai puțină dragoste între ei. Ura dintre ei va fi atât de mare, încât le va păsa mai mult de micile lor mașinării, decât de rudele și prietenilor iubiți. Oamenii vor avea mai multă încredere în micile lor mașinării, care le vor fura libertatea, decât în frații și vecinii cu care se înconjoară. Cei care vor citi și învăța cărți cu numere se vor crede mai învățați și mai înțelepți decât restul oamenilor. Acești așa ziși oameni înțelepți își vor lăsa viețile conduse de calcule și socoteli și vor trăi doar după cum le spun numerele. Printre învățații aceștia vor fi deopotrivă oameni buni și oameni răi. Acești învățați răi vor face lucruri rele și groaznice. Vor otrăvi aerul și apa și vor împrăștia mizerii peste mări, râuri și pământuri. Iar mulți oameni nevinovați vor muri de felurite boli necunoscute. Oamenii buni și înțelepți vor vedea că munca și eforturile lor nu valorează un singur ban și vor privi neputincioși la distrugerea lumii. În loc să caute înțelepciunea în mașini, numere și socoteli, oamenii buni se vor îndrepta spre rugăciune și meditație. Când cei mulți se vor apuca să mediteze, vor fi mai aproape de înțelepciunea lui Dumnezeu, dar va fi prea târziu, pentru că cei răi vor otrăvi lumea, iar oamenii vor pieri pe capete. Atunci, oamenii vor fugi cu miile din orașe înapoi la țară. Vor căuta munții cu trei cruci și acolo, în lăuntrul lor, vor putea în sfârșit să bea apă și să respire aer curat. Cei care se vor salva pe ei și pe familiile lor vor avea de suferit, deoarece o mare foamete va apărea. Va fi mâncare și băutură cu nemiluita în orașe, dar va fi toată otrăvită. Mulți o vor mânca, fiindcă foamea le va lua mințile, dar vor muri pe loc. Cei care vor posti până la sfârșit vor scăpa cu viață, deoarece Domnul se va uita după ei și ei vor fi aproape de Domnul. Numai o singură țară aflată la capătul pământului și înconjurată de mare și la fel de întinsă ca Europa
va trăi în pace și fără necazuri. Cei care vor fugi și se vor ascunde în munții cu trei cruci, se vor afla la adăpost și vor scăpa cu viață, care mai apoi va fi plină de fericire, bunăstare și dragoste, pentru că nu vor mai fi nici când războaie, a prezis Mitar Tarabic. Posibil ca munții cu trei cruci să fie în egală măsură adăposturi antiatomice. Pe ușa adăposturilor de acest fel este zugrăvit un semn asemănător a trei cruci. La fel de bine pot fi niște munți deasupra cărora va apărea semnul celor trei cruci. Mitar Tarabic a prezis și ascensiunea la putere globală a unui bărbat nobil și onest cu părul roșu, descriere pe care unii au atribuit-o președintelui ales al Statelor Unite. Lumea va fi guvernată de un bărbat nobil și onest cu părul roșu, care va aduce bunăstare pretutindeni pe glob, afirma preotul cu mai bine de un secol în urmă. El va avea viață lungă și va rămâne la putere până la moarte. Nu vor fi războaie pe durata domniei sale și o perioadă după, dar apoi oamenii vor intra într-o nouă eră a răului și urii, din cauza prostiei lor, avertiza Tarabic. Între timp, Alan Leishman, omul care, începând din 1984, a prezis fără greșeală rezultatele alegerilor americane, inclusiv victoria lui Donald Trump, crede că republicanul nu-și va încheia mandatul. Vreau să fac o altă profeție. Nu se bazează pe sistemul meu, ci este mai degrabă un presentiment. Practic, sunt sigur că Donald Trump va oferi motive pentru destituirea sa, făcând ceva care va pune în pericol securitatea națională, a explicat Leishman într-un interviu pentru Washington Post. Profeția lui Mitar Tarabic a fost amintită de mai multe ori în mass media după victoria candidatului republican Donald Trump împotriva candidatului democrat Hillary Clinton în alegerile prezidențiale din Statele Unite ale Americii. Doar că președintele ales al Statelor Unite, Donald Trump, nu a dat dovadă de a fi nobil și blajin, așa cum a prezis țăranul sârb. În cazul în care Mitar Tarabic a vorbit într-adevăr despre Donald Trump, atunci Statele Unite ale Americii nu vor mai purta războaie. Atât despre profețiile șocante ale clar văzătorului sârb, dragi prieteni, făcute în urmă cu mai bine de un secol. Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă mulțumesc încă o dată pentru că ați fost alături de mine și astăzi. Până data viitoare, vă doresc numai bine și multă sănătate. Pe curând!